Controversatul parapsiholog octogenar arestat în decembrie după ce și-ar fi șantajat fosta parteneră de viață, o doctoriță mai tânără cu 50 de ani, a fost găsit vinovat și de violarea vieții private. Judecătoria sectorului 4 a decis că locul lui este în închisoare. Individul mai avea o condamnare cu suspendare. În vârstă de 82 de ani, Lucian Iordănescu a primit în spatele gratilor vestea condamnării în primă instanță. El a fost arestat în decembrie și a rămas închis pentru că este considerat periculos. Pe rețelele de socializare poza într-o cu totul altă persoană. Psiholog și parapsiholog de o viață întreagă, vreau să văd ce anume determină pe oameni să se blocheze în mintea lor în acea închisoare a minții. Pretinsul parapsiholog a fost declarat vinovat de judecător pentru ambele capete de acuzare, violarea vieții private și șantajarea fostei partenere de viață. De profesie medic, femeia s-a plâns că după ce a decis să-l părăsească pe octogenar, acesta ar fi început să le trimită părinților ei fotografii compromițătoare. Iordănescu spunea că aceste imagini ar fi ajutat să-i descopere aura ca să o ajute să evolueze. Pretinsul și controversatul parapsiholog a fost condamnat nu doar la închisoare, 2 ani, 3 luni și 20 de zile, pentru toate aceste acuzații scandaloase, ci și la plata a 100.000 de euro daune morale către fosta sa iubită. În plus, judecătorii au impus interdicția ca în cazul în care va redeveni un om liber să se apropie la mai puțin de 200 de metri de victimă și familia ei, indiferent unde s-ar afla, acasă, la serviciu sau pe stradă. Lucian Iordănescu ar fi putut scăpa mult mai ușor, însă judecătorii au descoperit că în 2018 a mai fost condamnat definitiv pentru șantaj la 2 ani cu suspendare, așa că i-au revocat prima suspendare și au adunat cele două pedepse. O decizie finală în acest caz va fi luată de Curtea de Apel București. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.